Doamnelor și domnilor, iată titlurile zilei. Infrastructura, fondul locativ, cel funciar sau utilitățile publice sunt neajunsuri ale orașului nostru. Sute de solicitări ale făgărășenilor, dar și proiecte de interes comunitar așteaptă să fie rezolvate de primărie. Cea mai importantă investiție rămâne închiderea conformă a gropii de gunoi de pe dealul Galațiului, motivul amenzile mari ce amenință bugetul orașului. Ambiții mari ale noului manager al spitalului din orașul nostru. Acesta și-a propus să actualizeze aparatura, dar și să crească salariile medicilor și asta din venituri proprii, fără a mai sta la mâna autorităților. Susține, donează, oferă o speranță. Este o campanie destinată strângerii de fonduri pentru spital și primul eveniment este legat de prezentarea tehnicilor dentare. Cel care face primul pas este chiar managerul. El a donat salariul său spitalului. Colegiul Național Doamna Stanca deschide mâine larg porțile micilor vizitatori care din toamnă vor fi în clasa pregătitoare. Alături de părinți, copiii sunt așteptați pentru a vedea școala și a cunoaște învățătoarele. Cadrele didactice au pregătit totul ca la carte pentru a pune la dispoziție toate informațiile legate de înscrieri și oferta școlii. Am intrat în postul mare. Postul Paștelui este cel mai lung și mai aspru dintre toate cele patru posturi importante. De astăzi nu se mai consumă carne, ouă și produse lactate. Tot de-a lungul acestui post sunt interzise cununiile religioase. În acest an, atât catolicii cât și ortodoxii sărbătoresc Paștele în aceea zi, pe 16 aprilie. Infrastructură, fond funciar, utilități publice, lipsa unei locuințe sau alte probleme de ordin social. Sunt făgărășenii care fac coadă la primărie pentru a cere edilului șef să le rezolve. Conducerea administrației publice locale susține că foarte multe solicitări au fost date până acum deoparte. Speră că într-un an sau doi cel mult să încerce să le aducă la zi, însă este foarte greu atâta timp cât solicitările făgărășenilor nu au fost rezolvate punctual. Primarul consideră că practic nu a existat un traseu clar al acestora prin compartimentele care erau obligate să le înregistreze și să le dea un termen de soluționare. Din luna iulie, de când am fost validat, eu împreună cu domnul viceprimar am început să inventariem problemele și să găsim soluții. Nu vreau să dau vina pe nimeni. Nu am început ca să mă scuz că nu pot să fac un lucru pentru că nu există finanțare sau nu am soluții. Noi am fost aleși aici ca să găsim soluții. Dar, după cum vedeți, și cetățenii vin cu foarte multe probleme și foarte mulți cetățeni pentru că, de-a lungul anilor, problemele care trebuiau rezolvate au trenat aici la primărie și nu s-au rezolvat. Și aici vorbim de infrastructură, de fond funciar, de utilități publice, de diferite spețe, foarte multe probleme le avem din punct de vedere social, pentru că nu s-au rezolvat și în loc să se rezolve, ele au fost date deoparte. Fiind date deoparte s-au creat probleme tot mai mari și atunci am luat decizia ca noi să le rezolvăm cât mai repede și eu sper că într-un an, doi, nu o să mai fie atât de mari problemele cetățenilor și ne vom preocupa în paralel de proiectele mari ale Făgărașului de dezvoltare a Făgărașului. Groapa de gunoi de pe dealul Galațiului va consuma din luna iulie încolo sume uriașe de la buget, pe amenzi impuse de Uniunea Europeană pentru nerespectarea normelor de mediu. Asta pentru că, deși are o barieră montată pentru a împiedica accesul mașinilor de gunoi sau al celor care vor să arunce deșeuri acolo, nu înseamnă că este închisă. De 10 ani, printr-o finanțare europeană, groapa de gunoi se putea închide conform cu cerințele europene. Sumele plătite de primării sunt de ordinul zecilor de mii de euro pe lună. Una uriașă și e o problemă națională și o să vină peste noi așa ca un bulgăre și nu-l putem opri, este acea problemă de închiderea gropii de gunoi. Acea groapă de gunoi trebuie închisă în 2009.
Am venit, am preluat situația, suma este destul de mare, exista posibilitatea 2007-2014 să fie accesate fonduri, să se închidă pe fonduri externe, iar acum, într-o perioadă scurtă de 3-4 luni de zile, noi trebuie să rezolvăm problema că altfel va veni un bulgăre foarte mare. Adică Comisia Europeană ne-a dat în judecată ca să plătim amenzi și penalități, iar când se va încheia judecata, noi, Făgărașul, din bugetul municipiului Făgăraș, va trebui să plătim niște amenzi foarte mari și cu bani, amenzi mari în jur de câteva zeci de mii de euro pe lună, pe urmă, pe zi. Eu sper și cred și 100% vom rezolva această problemă, pentru că nu putem să, dacă noi nu o rezolvăm, să generăm alte probleme. Deși foarte târziu, municipalitatea încearcă pe ultima sută de metri să primească o finanțare pentru închiderea conformă a gropii de gunoi, doar că până la stadiul final, un astfel de proiect este unul de durată. Poate fi un an sau pot fi doi ani, în funcție de traseul birocratic al proiectului, adică de la stadiul aprobării și până la cel al obținerii fondurilor. Varianta este ca în această ecuație a finanțării să se implice Consiliul Județean Brașov, iar din rândul beneficiarilor să facă parte mai multe primării din județ care sunt restante la capitolul grob de gunoi închise conform. Ajuns în urmă cu 3 ani în România, italianul Enrico Chetti are ambiția de a pune pe picioare Spitalul Municipal din Făgăraș, instituție pe care a început să o reorganizeze din temelii și pe care susține că vrea să o dezvolte după un proiect care are succes în Italia. Are 42 de ani și intenționează să schimbe aparatura din spital. Vrea să mărească salariile medicilor chiar din veniturile unității, toate acestea fără a mai depinde de mâna autorităților. A declarat astăzi că organizează un eveniment pentru strângere de fonduri destinate spitalului. L-a intitulat Fă o faptă bună în fiecare zi, începe cu tine și continuă, susține, donează, oferă o speranță. Este o prezentare a tehnicilor dentare organizată pentru cei din domeniu, medici și tehnicieni dentari. Se desfășoară la Casa de Cultură în data de 4 martie, începând cu ora 10. Cursul se numește Estetică, eficiență, rapiditate în reabilitări totale. Cuprinde susținerea unei părți teoretice despre sistemul revoluționar pentru reabilitări totale, stomatologice, mobile, supraprotezare combinate și pe implanturi. Protezele realizate cu acest sistem revoluționar nu au nevoie de retușuri finale. Ca un fapt inedit, noul director de la Spitalul Aurel Tulbure donează spitalului salariul său. Enrico Chetti a venit în Făgăraș în urmă cu 3 ani, când la cazul unic al unui copil de zăpadă care suferă de o maladie rară în lume și căruia nu-i vor crește dinții niciodată, l-a impresionat. Doctorul i-a oferit atunci gratuit copilului o proteză dentară, iar la începutul acestui an a acceptat propunerea primarului Gheorghe Sucaciu de a prelua postul de manager. Înscrierile copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2017-2018 au început astăzi și se încheie în 30 martie, iar părinții pot vizita școlile și pot vorbi cu învățătoarele în ziua porților deschise, care va fi organizată de școli până în 2 martie. În clasa pregătitoare pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2017 inclusiv. La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2017, inclusiv, pot fi înscriși dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare. Colegiul Național Doamna Stanca se pregătește să primească o nouă generație. Marți 28 februarie de la ora 16 își deschide larg porțile. În data de 28 februarie la ora 4 așteptăm elevi, părinți, pe doamnele educatoare din toate grădinițele, pe toți cei interesați din comunitatea făgărășeană să ne viziteze școala. Este pentru noi o zi în care avem evenimentul numit Porțile Deschise, în care încercăm să ne prezentăm așa cum suntem noi și invităm pe cei care urmează să vină la școală să ne cunoască aici. Oferim pentru următorul an școlar 3 clase de clasă pregătitoare. E vorba de 2 clase la secția română și 1 clasă la secția germană, cu predare a tuturor materiilor în limba germană. În fiecare clasă vor fi 25 de locuri, pe care sperăm să le ocupăm în întregime, în primul rând cu elevii din circumscripțiile noastre arondate.
Școala, ca și instituție, oferă dotări pe care nu le laud eu, dar sunt în cele din urmă la standardele de calitate actuale. În fiecare sală există calculatoare, proiectoare, e vorba și de toate laboratoarele pe care școala le are și înainte de toate, pentru că eu nu cred că școala e reprezentată de zidurile ei, oferim un personal calificat și extrem de apropiat de copii și de părinți care știu ce au de făcut și știu să obțină rezultate extraordinare cu ei. Învățământul primar este obligatoriu și cuprinde clasa pregătitoare și clasele 1-4. Colectivul de cadre didactice de aici îi așteaptă cu brațele deschise pe copii. Cei care vin la școală în acest colegiu pot rămâne la programul After School până la ora 16. Îmi face mare plăcere să vorbesc despre colegii mei pentru că sunt în primul rând niște oameni deosebiți și sunt niște profesioniști în ceea ce fac. Toate cadrele didactice sunt calificate și își desfășoară în clasă o muncă care în primul rând are în vedere educația și o educație de calitate, așa cum ne dorim să avem peste tot și fiecare pentru copiii noștri ne dorim tot ce este mai bun. Personalul Colegiului Național Doamna Stanca e format din profesori și învățători titulari și la secția română și la secția germană. În plus, la secția germană, în următorul an școlar, va funcționa și un cadru didactic venit din Germania, care va asigura în cadrul unei ore pe săptămână o lecție de istorie și cultura civilizației germane, evident adaptată nivelului ciclului primar, gimnazial sau, dacă e cazul, și liceal. Programul After School pe care noi l-am inițiat în oraș și îl ducem mai departe, zic eu, cu mare responsabilitate, e un parteneriat, de fapt, care funcționează între școală și părinți. Tot ce ține de acest program After School, e vorba de programul de la ora 12 la ora 16, când părinții vin și au copii, este organizat numai în parteneriat cu părinții și este suportat financiar la acest moment de către părinți. Sunt ore în care sunt pregătite lecțiile, sunt ore de o perioadă de recreere și, evident, perioada în care ei servesc masa. Pentru cei care funcționează în clădirea de pe Doamna Stanca numărul 14, masa este servită la restaurantul Casandra, iar ceilalți de la școala gimnazială numărul 7 primesc masa și o servesc în sala de mese din școală, în sistem de catering, de la aceeași firmă. De ce această firmă? Pentru că este alegerea părinților. Tot ce ține de acest program este alegerea și decizia părinților, iar noi încercăm să venim în întâmpinarea, în primul rând, a nevoilor pe care ei le au. Din punct de vedere financiar, chiar și așa știu că costurile sunt, să zic, nu neînsemnate, încercăm să obținem și niște fonduri europene, tocmai aplicăm pentru un program în acest sens, prin care sperăm, pe de o parte, să ușurăm sarcina financiară acestor părinți care trebuie să n-au cum să-și lase copiii nesupravegheați și școala, pentru asta e școală, ca să ofere educație, iar de cealaltă parte, să atragem, evident, cât mai mulți copii înspre acest program After School, de ce nu, poate și niște dotări materiale care, în viziunea mea, ar însemna o cantină în această școală. Prima etapă de completare și depunere a cererilor de înscriere a copiilor în învățământul primar începe în 27 februarie și se încheie în 16 martie. A doua etapă de înscriere are loc între 24 și 30 martie, potrivit Ministerului Educației. Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor va avea loc în perioada 22 februarie-14 martie, sub coordonarea centrelor de resurse și de asistență educațională. Paștele se sărbătorește pe data de 16 aprilie, iar de astăzi, 27 februarie, începe postul mare, perioada în care nu se consumă carne, ouă și produse lactate. Tradiția creștină spune că prin post ne purificăm trupește, dar mai ales sufletește, pregătindu-ne astfel pentru învierea Domnului Iisus Hristos. Postul Paștelui este cel mai lung și mai aspru dintre toate cele patru posturi importante. Oamenii mai numesc acest post și postul mare. Durează 40 de zile
la care se adaugă săptămâna patimilor. Regulile bisericești au stabilit ca zilele rânduite pentru ajunare, adică abținerea totală de la mâncare și băutură, să fie lunea și martea din prima săptămână a postului, iar în ultima săptămână a postului, numită și a patimilor, se ajunează luni, marți, miercuri, vineri și sâmbătă. În aceste zile se pot consuma seara doar pâine și apă. În toată perioada postului sunt două dezlegări la pește, pe 25 martie de Buna Vestire și pe 24 aprilie de intrarea Domnului în Ierusalim de flori. În postul Paștelui sunt interzise cununiile religioase. Prima săptămână din postul mare se numește Săptămâna Curată. Paștele catolic și cel ortodox cad în acest an în aceeași zi, în data de 16 aprilie.